Iar acum am să-l rog pe Ionel Tudor să schimbe registrul și să intrăm în rockabilly și blues, invitându-l pe cel care este liderul celui mai popular grup de blues pe care are România, Night Losers, cu cele mai multe concerte în afara țării și, de ce nu, cel mai aplaudat pe scenele de club sau de festival. Doamnelor și domnilor, Hanno Höfer!